Analia Selis, Mariano Castro și Young Famous Orchestra, recte Vlad Agachi. Bine ați venit la Cluj! Mulțumim, bine v-am găsit! Vreau să te întreb, Analia, tango, această minune a lumii care se naște în America de Sud, de unde vii și tu, din Argentina, vorbește-ne foarte pe scurt despre istoria tango-ului. Istoria tango-ului este tot ce am cântat azi. Acel tango din toate vremurile, care este pasional, nebun, care atunci era conceput ca o formă de viață. Mult prea, să zicem, sau zic de istoria tango-ului, dar este exact așa tot ce am cântat azi. Milonga, tango, vals și acel stil de muzică care, când a fost compus, era ca o formă de viață. Aveți acest proiect pe care ne spuneai, îl ai la inimă foarte aproape. Despre ce proiect este vorba? Este proiectul acesta, Tango Sinfonic, pe care l-am prezentat în această seară. Ni l-am dorit foarte mult cu Mariano, l-am pornit acum un an și 3 luni, 4 luni și avem deja 13 tango sinfonii cântate. În toată România. Cel de azi a fost al 13-lea. Da. Și e fantastic. E fantastic să putem să împărțim scena și să putem să ducem muzica pe care ne reprezintă la un nivel atât de mare. Aranjamentele au fost scrise de tine, Mariano Castro. Tu ești cunoscut în România și pentru apartenența la Narco Tango. Inclusiv noi la Radio Classic One am transmis Narco Tango. Cum ți s-a părut să faci aceste aranjamente și să vii cu tango în România? Eu întotdeauna am perceput că tango e foarte bine primit, orice variantă de tango, tango modern, tango tradițional, și atunci cu Analia ne-am gândit să facem un proiect așa ambițios, cumva, și mie personal mi-a plăcut foarte mult nivelul de muzică clasică aici în România, că e foarte bun, adică așa atunci pentru mine a fost o onoare să cânt cu atât de multe orchestre și ideea a fost cu aranjamente să arătăm cel mai autentic tango, cum cântăm noi în Buenos Aires, că nu se știe poate prea mult că eu... Tu ești din Buenos Aires? Eu sunt din Buenos Aires, da. Tu nu? Nu, eu sunt din Nord, din Argentina. Da? Și atunci arătam stilul tradițional de tango, adaptat pentru orchestra sinfonică. Închei cu tine, Vlad Agachi. E prima dată când colaborez cu astfel de artiști importanți. Foarte bine! E și una dintre primele dăți, pentru mine cel puțin, acest gen de muzică extraordinar. Un succes nebun, da. Și astăzi, și luni, da. Acum două zile, aici la Cluj. E prima dată când cânti tango cu Young Famous Orchestra? Da, cu Young Famous Orchestra, da. 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 Tu lucrezi în Peru. Lucrezi în Peru, tot da. Acolo mai cântam tango. American prin adopție. De-aia am spus că m-am bucurat așa de mult să simt iarăși această tresărire, această trăire, acest sânge. Și așa, deci numai cu artiști sud-americani de asemenea calibru se poate face așa o muzică. Asemenea muzică. Noi nu. O plăcere pentru Cluj să vă avem. Mulțumim! Încep acum cu el, Vlad Agachi. Mulțumesc mult de tot! Mulțumim! Mariano Castro, mulțumesc! Și Analia Selis, dacă-mi permis. Da, așa e cu femeile. Da, mulțumesc frumos! Cu drag! Toate bune!